Pentru că avem, doamnelor și domnilor, o informație bombă, chiar în aceste clipe, anchetă bombă despre nunta națională a lui George Simion, liderul AUR. În doar câteva clipe primim toate informațiile momentului și liderul AUR, George Simion, este chiar în direct cu noi. Îi spunem bună seara de la Alba Iulia. Bună seara, domnule Simion! Imediat. Mergem la domnul George Simion. Bună seara, domnul Corpuș. Mă bucur că ați dat legătura la început la singurul președinte care contează, da. Dar și stați să vedeți ce informație primiți dumneavoastră. Chiar în aceste clipe, Roxana Ciucă este în direct cu noi. Bună seara, Roxana. Știu că ai vești. Este practic bomba momentului. Avem aceste date de ultimă oră din ancheta procurorilor. Te ascultăm cu mare interes. Bună seara, Ioan, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Roxana Ciucă, nu ne auzim, te rog, te ascultăm. Încercăm să refacem legătura cu Roxana Ciucă, cea care are cele mai bune informații din interiorul proceselor, din interiorul instituțiilor, acolo unde se decide ce se întâmplă cu anchete foarte, foarte importante. Este o informație bombă chiar din ancheta nunții lui George Simion, stimați spectatori. De asta, iată, e important chiar în aceste clipe să aflăm despre ce este vorba și o să-l întreb pe domnul George Simion până refacem legătura cu Roxana dacă pe dumneavoastră v-au anunțat, v-au spus ceva procurorii, l-au prins pe făptaș, cine au fost, iată, cei care au venit cu această mare amenințare la cea mai mare nuntă a anului, a dumneavoastră, domnule Simion. Domnul Corpoș, în afară de faptul că v-au amendat cei de la CNA pentru nunta mea, o să vă răspund, dar pot să vă pun eu o întrebare întâi? Vă rog, vă rog, vă rog, dar avem un mic delay, adică câteva secunde, vă auzim după ce, iată, puneți această întrebare, după ce vorbiți, vă rog, vă ascult. Da, simțiți cumva că sunteți boicotați? Vedem că astăzi la ora 13, când am încercat să intrăm de aici, nu s-a putut. Acum Roxana Ciucă nu poate să intre. Simțiți că la 11 ani de activitate la acea stă mare sărbătoare pentru România TV și noi avem mâine sărbătoare, că face AUR 3 ani. Și-au băgat alții coada. Nu știu cine și-a băgat coada. Nu simțim, dar probabil de asta că este atât de importantă informația pe care o oferim și evident toată țara este acum în fața televizoarelor. Deci ce v-au spus procurorii dumneavoastră? V-au dat un răspuns, domnule Simion? Ce s-a întâmplat? Cine a venit cu amenințarea? Ce a fost acolo? Aveți un rezultat? Singurul procuror care mi-a zis ceva a fost acela care spunea că eu am condus perfect legal mașina, deci m-a scos de sub urmărire penală în momentul în care sistemul domnului Bode și al domnului Iohannis a vrut să ne strice protestul pe 2 octombrie și titra toată presa că am condus fără drept cu carnetul suspendat. În rest, legat de amenințarea cu bombă de la nunta mea, nu știu nimic, nimeni nu mi-a dat niciun telefon, nu s-au făcut cercetări pentru că ei au trimis acel e-mail, pentru că ei vreau să ne strice petrecerea, pentru că ei sunt antiromâni, ei sunt dușmănoși și doar au sabotat fiecare eveniment, fiecare acțiune, fiecare afacere românească, fiecare inițiativă a românilor în ultimul 33 de ani. Dar din fericire nu vor mai avea de mult de condus și să apeleze la instituțiile Simion, de forță cine mult timp. Sunt cei pe care îi bănuiți că v-au stricat nunta? La cine vă referiți? Doamna Șinca, dacă dumneavoastră la nunta dumneavoastră primeați așa trupe de SRI, de jandarmerie, de poliție, care să ne evacueze tot hotelul și să spună că s-a primit o amenințare la bombă, eu fiind principalul lider de opoziție, la ce vă gândeați? Vă gândeați, bineînțeles, la adversarii politici care au încercat să ne facă probleme. Nu au reușit și nici nu o să reușească. Avem un aliat foarte puternic undeva sus de tot care ne ține spatele.
Contează, domnule Simion, ce vor înțelege sau ce vor crede oamenii, să vedem dacă vă vor vota sau nu. Poate aici va fi foarte important să vedem ce au înțeles oamenii din ce s-a întâmplat acolo și poporul inteligent. Pentru credeți că sunteți acolo, vă aflați la Alba Iulia, dar de ce nu sunteți? Adică nu ați ajuns la București, la recepție? Ce s-a întâmplat? De ce ați fost exclus, vă întreb pe dumneavoastră? De ce ați fost interzis, nu ați fost invitat la recepția de la Cotroceni? Domnul Corpoș, în fiecare an noi suntem pe 1 decembrie la Alba Iulia, din 2006, de când eram la facultate, an de an sărbătoresc Ziua Națională acolo unde s-a făcut unirea. Din păcate, Klaus Iohannis nu e prezent aici, n-a fost prezent aici mai deloc. Klaus Iohannis, știți cum vine în România, cum a venit și Elon Musk, mai deloc. Noi n-am primit nicio invitație la Cotroceni, dar nici nu ne duceam și a fost mult mai frumos să petrecem Ziua Națională alături de români simpli, alături de români cinstiți, nu cu prietenii domnului Klaus Iohannis. Nu m-aș fi simțit bine în Palatul Cotroceni cu niște oameni care au participat la jaful ultimilor 30 de ani și au făcut rău României. Am fost alături de patrioți, ca în fiecare an la Alba Iulia, au fost 2000 de participanți la marșul Unirii, și vom ne vedea bucurăm în continuare, de faptul într-adevăr, o întreagă, foarte multă lume acolo alături de dumneavoastră la Alba Iulia. Mulțumesc că ați fost în direct cu noi. Doamnelor, domnilor, chiar acum trebuie să mergem la sediul Partidului Social Democrat. De acolo, stimați telespectatori, Victor Ciutacu, chiar în aceste clipe, față în față cu liderul PSD, așa cum vă spuneam, Marcel Ciolacu, a ales România TV în această seară, singura televiziune la care participă și face anunțul care răvășește cu siguranță scena politică. Victor, bună seara, venim chiar în aceste clipe la tine.